Zweig este un roman, o novelă pe care am citit-o ca copil și m-a tulburat și a continuat să mă tulbure. Și această tulburare a mea am vrut să o transfer acolo, pentru că vorbim de un moment în viața unui om, unui doctor, în care el ajunge la paroxism, la un extremism al emoției, al gândirii, îl cade în acest amoc care nu este un moment psihic sau negativ. Este ca și cum ai fi într-un ascensor la etajul 35 care cade și mai ai 20, 15, 10 secunde la care toată viața ta trece prin tine, trebuie să o exprimi. Și lucrul predominant și cel mai important este cum să aduci o relație banală la o relație de dragoste supremă. Așa că ce cer de la actor să se depășească și să ajungă la acest extremism care omul normal, adică actorul în viața de zi cu zi, nu o are, această stare. Care sunt greutățile acestui spectacol în realizarea lui? Care au fost dificultățile lui? Nu mă gândesc niciodată la dificultăți, mă gândesc că din păcate un spectacol de teatru pentru mine este totdeauna o reușită de 30% din ce visez, ce văd, ce vizualizez, ce gândesc, și atunci acest compromis, la discrepanța între capacitatea mea interioară de a vizualiza și incapacitatea mea de a materializa este foarte, foarte gravă. Vă zic că dificultățile sunt acolo. Adaptarea unui roman sau unei opere literare la teatru în sine este ceva foarte interesant, pentru că trebuie să povestești o poveste printr-o multitudine de stiluri și de forme. E foarte important ca povestea să continue, dar formele să fie diverse, variate, contradictorii și surprinzătoare. Reptile!
niciun spectacol de teatru începe cu sfârșitul spectacolului. Adică când spectatorul găsește în el anumiți factori, anumite lucruri, anumite incidente și le continuă în viața lui cotidiană de zi cu zi și găsește în el capacități pe care nu a crezut că există în el, care nu și le-a exprimat, nu și le-a ilustrat. Un om are o soție și o iubește de 3 ori pe săptămână, dar totdeauna în același fel. Deodată a văzut spectacolul, o iubește altfel, caută altfel, explorează, experimentează și în această căutare se regăsește pe el însăși. Așa că este foarte, foarte important ca acest spectacol mai ales să nu aibă o finalitate, nu are un răspuns. Eu am ajuns la o vârstă care răspunsurile nici nu mai există, cu cât trec prin vârstă, cu atât mai multe întrebări. Și întrebările sunt asupra capacității omului să simte, să gândească, să creeze. Noi avem mult mai multe capacități decât cele pe care le demonstrăm în viața de zi cu zi. Și este probabil necesitatea fiecărui om să-și găsească amocul lui care îl forțează să-și descopere extremismul, extrema pasiunii, extrema obsesiei, extrema iubirii. Pentru că până la urmă e o poveste de dragoste. În viața noastră dragostea devine o rutină, o banalitate. Tot timpul aceeași femeie, aceeași bărbat, din păcate, pentru că suntem capabili de a transcenda banalitatea, cotidianul, obișnuința și chiar aceeași bărbat și aceeași femeie pot să devin alții în fiecare moment, dar trebuie o forță, de utilizat alte clape. Acasă! Cred în acest spectacol pentru că pentru mine este un spectacol de mare public. Vă zic că tot timpul împărțim teatru, teatru studio, teatru experimental, teatru nu știu ce, dar mie mi se pare că prin prisma povestei și cum e povestită oricine, tânăr, mai puțin tânăr, bărbat, femeie, străin, arădean, din afara orașului, trebuie și poate să găsească ceva în această poveste care îi aparține. Pe mine mă interesează nu neapărat teatrul care este o reflexie al vieții pe care o cunoaștem zi cu zi, dar al vieții pe care nu o cunoaștem. Visată, viața alternativă, viața de care suntem capabili să o trăim.
Am găsit că e necesar acest spectacol la România în care o trăim și nu am înțeles de ce s-a oprit spectacolul. S-a oprit după un succes extraordinar la Peci în Ungaria. Vă zic că era o dovezi, așa că nu înțeleg și nu vreau să ghicesc cauzele. Așa că acum se redeschide și cred că va avea o nouă viață și mai ales în Arad, dar și pe plan național și pe plan internațional. Morfină! Anumite necesități, anumite cerințe și simt nevoia continuității, exact cum, nu știu, Picasso a mers prin perioada albastră sau perioade identice. Câteodată când fac un spectacol, mă gândesc ce pot să introduc în spectacolul curent legat de spectacolul precedent, pentru că este o linie care continuă. În acest teatru e un grup de actori care îndrăgesc foarte mult, deoarece s-au abandonat, s-au sacrificat, s-au dăruit complet spectacolului. Am observat și am văzut că au fost puțin neglijați, că au fost puțin dați la o parte. Simt că este o injustiție când avem probleme politice sau de gestionare ca creatorul să nu lucreze și de aia am venit aceste 2-3 zile să lucrăm, să revenim la spectacol care era în oasele lor. Adică n-a trebuit prea mult să le vorbesc, la început păreau complet ruginiți, dar s-au regăsit ca și cum l-au făcut ieri, care arată că nu, când ții la un rol sau ții la un spectacol, nu te despați de el o viață întreagă. La teatru și când țin la teatru încerc să mă gândesc la proiecte și la producții ca să putem lua să profităm de acum de un stil de lucru care a fost început. Ca fiecare în zona lui să meargă fiecare zi mai departe, să investească, să nu aștepte, să nu dea din umeri și să spună eu sunt nimic, eu nu decid. Fiecare din noi avem o zonă al deciziei care trebuie să decidem. Dacă ai decis că ești actor, trebuie să joci, nu să aștepți. Și dacă teatrul îți dă posibilitatea să joci, găsești spațiul și joci. Poți să joci pe un acoperiș, într-un subsol, într-o toaletă, pe stradă. Vă zic că asta este necesitatea actorului. Și mi se pare foarte important că astăzi actorul are și un fel de... un fel de obligație față de țară, pentru că actorul înseamnă schimbare, transformare, actorul înseamnă uită-te la ce ești capabil să faci și nu faci. Vă zic că forțele revoluționare trebuie să vină din teatru. Actorul are responsabilitate socială și politică și mai departe. Actorii sunt neglijați și ei se neglijează. Ei nu își iau poziția
care trebuie. Nu se alătură grevelor în oraș și mișcărilor sociale sau economice. Și a început cu întrebarea cu Bucureștiul. Nu se poate ca un teatru să existe cu un actor fragmentat, cu un actor care nu crede în direcție, cu un actor care lucrează în 20 de milioane de locuri ca să supraviețuiască, care nu poate să facă ce un actor face. Și un actor face două lucruri. Unul, el execută. Dar al doilea lucru, el creează. Te întreb ce s-ar potrivi în casa ta nouă? Dorești să faci un cadou original? Tu și colegii tăi vreți să vă surprindeți șeful? Galeria Tocaci oferă soluția potrivită. Tablouri originale pentru oameni originali. Ne găsiți în Arad, pe strada Lucian Blaga, la numărul 3, la Galeria Tocaci. Informații la numărul de telefon 0740 641 235. Un tablou bun este un cadou întotdeauna bun. Dacă vrei tablouri unice sau restaurări pentru obiectele de artă la care ții mult, dacă dorești să afli mai multe despre antichități, să vinzi ori să cumperi obiecte de valoare, atunci apelează la un profesionist, un artist care să te îndrume pentru a lua deciziile potrivite. Pavel Iuric este omul de care ai nevoie. Îl găsești în Arad, strada Grigore Alexandrescu, numărul 12, sau la telefon 0722 344 808. Regizorului sau a tinerilor regizori din ziua de astăzi, care ar trebui să fie în îndrumarea actorilor și a teatrului în sine? Un tânăr regizor care iese astăzi din băncile școlii, după mine trebuie să fie un fel de Che Guevara. Nici gând să se alătureze teatrelor sau instituțiilor în existență. El trebuie să meargă undeva la capătul pământului, undeva la sfârșitul țării și să creeze teatrul lui, cu oamenii lui, cu gândirea lui care să reprezinte generația lui. Marea problemă care avem este că generația tânără vrea să fie ca generația bătrână, 1989, o generație pătată, o generație de colaboratori, ei trebuie să se revolte cu obrăznicie și să creadă în ce fac ei și ce cred ei. Dacă greșesc, să-și asume greșeala, să meargă. Dar faptul că ei continuă această admirație morbidă pentru bătrân, pentru bătrânețe, pentru moarte, pentru marii actori, mă înspăimântă. Eu când am ieșit din școală, știam totul, eram obraznic, nu eram de acord cu absolut nimic, nu spun că asta era bine, dar eram de acum în proces de schimbare și de căutare. Această respect teribil pentru ce au făcut alții în trecut, în România, blochează construcția verticală. Și de aia vezi foarte puține teatre
care sunt conduse de oameni sub 60 de ani, cu idei din anii 60 și 70, la teatre mari, total depășiți de timp, total depășiți de politica repertorială, ce trebuie să se întâmple astăzi. Ce trebuie să se întâmple astăzi? Trebuie să fie de o energie, de o capacitate de comunicare extraordinară, exact cum comunici pe internet, cum totul este rapid și totul este în mâna ta. Nu mai e timpurile alea când povestea era povestită ca de o bunică moribundă și tu o ascultai mai mult din respect decât din interesul poveștei, știi? Problema cu aducerea spectatorilor în sală, care să fie interesați de ceea ce prezint actorii și regizorii în ansamblu într-o piesă. Spectatorii trebuie să fie aduși în sală. Intri în apartamente cu arme, îi forțezi cu dinamita, cu grenadele, faci ce ești capabil, să forțezi un virgin teatral să intre pentru prima dată în teatru. A doua oară e decizia lui dacă vine sau nu mai vine. Dar ce se întâmplă astăzi, crește o nouă generație de oameni care n-au fost niciodată într-un teatru. Este înfricoșător. Ei nu vin în teatru pentru că spune ce se întâmplă acolo, e bătrâne, e provincial, nu vorbește de noi. Ei bine, în multe spectacole care am făcut un efort teribil să aduc tineri care au văzut teatru sau operă pentru prima oară și cred că majoritatea din ei au revenit. Vă zic că e o necesitate. Oamenii nu trebuie să vină la teatru pentru că e o piesă bună sau o piesă, ei trebuie să vină la teatru pentru că teatru este un balon de oxigen rarificat, pur, care ei nu poate să respire în altă parte. Dacă le place sau nu le place, nu mă interesează. Teatrul nu este un obiect de consumare. Nu este un hamburger la McDonald's. Teatrul nu este ceva care îți place sau nu îți place. Și dacă da, îți place sau nu îți place, nici gând să știi pe loc. Nici când să știi pe loc. Eu dacă te întâlnesc pe tine și avem o discuție, suntem ocupați cu discuția. Dacă mă amintesc de tine 10 zile, dacă într-o săptămână, într-o lună, bine.
Dar noi nu ne reevaluăm, fapt, nu suntem obligați să avem un dialog. Ăsta este un dialog și care e absolut necesar. Teatrul nu mai găsește modalități de a aduce oamenii în spectacol. Vreau să spun însă că spectacolele mele, și cu asta sunt foarte mândru, sunt totdeauna pline. Și eu cred că publicul care l-am în diferite orașe, chiar dacă utilizez modalități diferite, vine pentru că substratul formelor teatrale diferite este emotiv, e emoțional. Și pe undeva, poate tot ce povestesc e aceeași poveste de dragoste în forme diferite, o poveste de dragoste nerealizată, dar realizabilă. Adică este în capacitatea noastră, nu în momentul de față, să o realizăm, să o trăim până la sfârșit. Credem că este un motiv de sărbătoare pentru orașul nostru, că poate să încheie astfel o stagiune. Îi mulțumesc în mod deosebit regizorului acestui spectacol, Alexander Hauswarter. Celor care nu se văd, dar care ne-au dat un ajutor extraordinar. Orațiu Maftei la lumini! Elen Pașcu, Șemin Florescu, regizor tehnic. Cocerdi.